În zona intersecției străzii Ana Ipătescu cu strada Mitropoliei, lucrările au fost finalizate. În urma acestor lucrări, banda de stocaj din strada Ana Ipătescu pentru cei care merg la cetatea de scaun a Sucevei a fost mărită cu 55 de metri. De asemenea, strada Mitropoliei de la Biblioteca Bucovinei până în strada Ștefan cel Mare a devenit stradă cu sens unic și are acum 37 de locuri de parcare. Dintre acestea, 19 sunt în spic și 18 sunt longitudinale. Potrivit lui Lucian Harșovski, viceprimarul municipiului Suceava, timpii semaforului din strada Mitropoliei au fost modificați, 5 secunde în plus pentru cei care merg spre Ipotești și 10 secunde în plus pentru cei care vin din spre Ipotești. În același timp, două treceri de pietoni de pe strada Ana Ipătescu au fost desființate, iar pe alea trandafirilor trecerea de la intersecție este acum semaforizată. Suntem pe bulevardul Ana Ipătescu din centrul municipiului Suceava, unde s-au finalizat lucrările de reabilitare a intersecției cu strada Mitropoliei. Mai exact, banda de stocaj pentru la stânga a fost mărită cu 55 de metri, s-au modificat timpii la semafor, 5 secunde în plus pentru cei care vor să meargă spre Ipotești în cetate și, foarte important, pentru cei care vin din Ipotești, s-au pus încă 10 secunde la semafor și nu se formează un ambuteiaj mai mare pe Mitropolie. Totodată, strada Mitropoliei, acea porțiune de la bibliotecă până spre Consiliul Județean, a devenit cu sens unic și sunt 37 de noi locuri de parcare. Ana Ipătescu sunt și alte modificări aduse, mai exact s-au desfințat două treceri de pietoni și una a fost semaforizată, mă refer la trecerea de pietoni de aici, de la intersecția cu Parcul 3 Bărboși cu Aleea Trandafirilor. Revin cu rugămintea către toți participanții la trafic să fie atenți și să respecte semnele de circulație, Suceava fiind într-o continuă dinamică în ceea ce privește instituirea a noi semne rutiere.